Salutare prieteni, astăzi facem primul episod din Q&A. Am selectat câteva întrebări, 2, 4, 6, 8 întrebări ale voastre la care o să răspund în acest episod. Nu știu cum se face sau cum procedează alți gameri, dar eu prefer, mai ales fiind primul episod, să vă păstrez anonimatul la întrebări și să nu pun Facebook-ul vostru pe ecran. Prima întrebare am primit: ce te-a motivat să te apuci de YouTube? Păi nu m-a motivat nimic, eu sunt gamer de mic, am, cred că de la FIFA 17 am tot jucat și acum mai nou, cu tehnologia asta, am zis să mă apuc să postez și pe YouTube, să împărtășesc cu voi ceea ce fac. Sper că vă și place ceea ce fac pe acest canal. A doua întrebare: cu ce echipă țin? Sincer, eu țin cu Rapid București, dar cum nu mai există în Liga 1, în acest sezon am simpatizat Victorul, care este jucătorul străin preferat. Păi chiar nu știu ce să răspund sincer și la obiect. Cred că acest Cristiano Ronaldo este favoritul meu, joacă foarte bine, așa mai place și Lewandowski mult și Higuain. Care va fi primul, care va fi 11-le tău favorit din echipele din play-off? Această întrebare o să răspund la sfârșit, o să o lăsăm ultima pentru că este mai lungă. Următoarea întrebare: merită FCSB sau Viitorul titlu? Nu știu, nu sunt eu în măsură să spun. Pe teren cred că l-a câștigat Viitorul destul de clar la puncte. Vom vedea ce se va decide în cele din urmă. Ce antrenor vrei la echipa națională a României? Păi dacă ar fi să plece acest Christoph Daum, chiar nu știu, aș merge până la antrenor român și cred că aș prefera să-l pună pe Mircea Lucescu. Este cel mai mare antrenor român, cred, la ora actuală și chiar ar merita să încheie cariera pe postul de selecționer. Care este gamerul tău favorit? Probabil nu neapărat român, ci străin. Îmi place foarte mult de X-Breaker de la noi din țară și străin pot să zic că este foarte bun în ceea ce face KSI. Următoarea întrebare: care este cariera ta preferată din cele făcute până acum? Păi cred că cea cu Viitorul, care am început-o prima, pentru că a fost prima mea carieră în PES, n-am mai jucat PES până atunci. Eu de sărbători am cumpărat PES-ul și am început cariera pe 1 ianuarie, deci primul meci a fost în cariera cu Viitorul și pot să spun că am pus suflet în această carieră. Revenim la ultima întrebare: care ar fi 11-le tău favorit din play-off? Păi din echipele din play-off, nu știu, aș lua în primul rând de la campiona Viitorul pe Benzar și pe Florin Coman. Să zic așa, de la locul 2 de la Steaua, pe Ali Bec și Tamaș mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut foarte mult de Gabi Tamaș. Chiar dacă cei de la Steaua l-au dat afară, de la ce echipe mai sunt, Dinamo, clar l-aș alege pe Dan Nistor și pe Nemeț,
Este criminal nemeț. Cred că este cel mai bun atacant străin la ora actuală de la noi de aici din Liga 1. De la Astra aș merge pe Junior Moraie și pe Budescu, care tocmai s-a transferat la Steaua București de la CFR. Cred că acest Claudiu Horș ar fi, sau nu știu dacă îl cheamă Claudiu Răzvan Horș, cred. Este un tânăr de viitor. Iar de la Craiova mi-a plăcut foarte mult Băluță și a meritat să fie convocat la echipa națională. Iar portar, nu știu, trebuie să aleg de la Cluj sau Craiova. Îl voi alege pe Calancea, dar să nu pun mai mulți de la Steaua, pentru că cel mai bun portar, eu zic că de departe a fost Niță. Cam acesta ar fi 11-le, după cum se vede și în imagine, pe mâna lor aș merge. Vă mulțumesc frumos și o să mai facem și un episod în săptămâna viitoare. Aștept întrebările voastre în privat, pe pagina de Facebook sau lăsați comentarii aici. Mulțumesc! La revedere!